Dați-mi voie să vă spun un verset care ar trebui pe toți bărbații să ne pună pe gând dacă nu să ne bagi în sperieți. Spunem noi, și biblic este, că femeia să tacă în adunări, un cuvânt foarte dur, dar după expresia originală ce înseamnă? Adică femeia nu are voie să predice în biserică, nu are voie să ia cuvântul, să ia conducerea în adunare. Poate spune poezii, poate cânta, se poate ruga împreună cu biserica, poate prorocii, asta este complet biblic. Dar să preia cuvântul, să predice, să vină să dea învățătură în biserică, nu este permis. Atunci Pavel face acolo mențiune, în 1 Corinteni, capitolul 14. Dacă are întrebări, să întrebe pe bărbații lor acasă, adică pe soții lor. Și acum eu întreb, câți soți sunt pregătiți să răspundă la întrebările teologice ale soților lor? Știți că și ele, ca și noi, au întrebări? Realmente vorbind. Au întrebări din Biblie. Au nedumeriri. Ce, numai noi gândim biblic? Și ele gândesc biblic. Pe noi ne-a mântuit Dumnezeu prin ce? Prin Hristos. Pe ele prin ce, dragii mei? Prin jertfe? Tu prin Hristos. Ca și noi sunt egal mântuite. Și atunci tot cuvântul lui Dumnezeu care ne-a sfințit pe noi, le sfințește și pe ele. Și soția mea are o întrebare. Cum e cu versetul acesta? De ce spune Apostolul Pavel? De ce scrie în Biblie așa ceva? Cum ar trebui să interpretez? Nu că pun la îndoială. Aș vrea să înțeleg. Bărbatul, soțul acelei soții, va trebui să-i răspundă. Noi spunem, ha, să vină păstorul, că asta e domeniul lui. Nu, nu. Biblia nu spune acolo păstorii, spune bărbații lor să răspundă acasă. Și eu întreb, câți bărbați sunt pregătiți să răspundă teologic, biblic, la întrebările soțiilor lor? Dacă nu sunt pregătiți, de ce nu sunt pregătiți? Nu că n-au făcut teologie, că nu trebuie să faci teologie ca să răspunzi biblic, ci înseamnă că pe undeva avem o problemă. Știți de ce venim în adunare, dragii mei? Ca să fim echipați spiritual și să primim învățătură. De aceea noi presăm tare și noi spunem, veniți cu Biblia la biserică. Când noi predicăm, urmăriți-ne în Scriptură. Vedeți că nu vă spunem invențiile noastre, ce v-am spus scrie negru pe alb în cartea aceasta. Mai mult, ascultați predica cu atenție, luați notiție, mă frapează. Este un meci de fotbal, băi, se uită oamenii, nu mai pot de bucurie. Când e gata meciul, pentru următoarea săptămână, se tot uită la reluare și la secvențele tăiate din meci, acele goluri care s-au dat și între ei când se întâlnesc discută. Băi, ai văzut cum s-a băgat? Dacă stătea dincolo de poartă, băga gol. Bă, tu nu ești fotbalist, nici expert în fotbal, dar tu le știi pe toate. Așa suntem noi. Și dacă stătea pe teren, mă, și discutăm și analizăm, ascultăm comentatori care explică meciul, o săptămână întreagă numai de meci vorbim. Vii de la biserică acasă, soția au rămas un copil bolnav acasă și te întreabă, cum a fost la biserică? Fain! Și ce vorbi, frații? Din Biblie. Și ce au spus din Biblie? Lucruri faine. Dar ce au explicat, ce au învățat? Bă, nu mai știu. Dar au fost fain. Adică pe mine mă frustrează asta. Cum de din domeniile astea, a zice eu, lumești, păgâne, cum de să le numim, le știm pe toate și le memorizăm, le savurăm și le tot discutăm, dacă e vorba de un cuvânt al lui Dumnezeu, aici așa trece pe lângă noi ca o pasăre mai departe. Păi ar trebui să stăm împreună, să luăm notițe și ca cei din Berea să discutăm după aceea între noi. Nu că combatem pe frații care au predicat, dar vrem să înțelegem. Mă, fratele, eu spus că așa scrie în Biblie. Chiar așa? Ia să vedem împreună. Ne uităm aici în pasajul ăsta. Bă, să știi că așa e. Dar mai știu că am citit eu undeva că și în cartea cealaltă din Biblie scrie exact la fel. Și se uită și discută frații între ei. Știți ce creștere spirituală ar fi în biserică dacă am face așa ceva? Știți ce am putea descoperi din Sfânta Scriptură? Că vă mai spun ceva. Credeți că Dumnezeu când botează cu Duhul Sfânt are o clasă specială? Cum cumpărăm noi așa? Cumperi pachetul de, cum e, de bronz, de argint și de aur, știi? Are Dumnezeu pachet de platinum pentru păstori? Duhul Sfânt la superlativ. Și la ceilalți, Duhul Sfânt standard. Dragii mei, asta e blasfemie. Dumnezeu când botează cu Duhul Sfânt dă unul și același Duh Sfânt. Duhul Sfânt care este în păstor, în proroc, în evanghelist, e același Duh Sfânt care e și în tine care stai pe bancă. Ăsta e harul lui Dumnezeu. Și dacă Duhul Sfânt, în cel care predică, face descoperiri profunde, crezi că Duhul Sfânt nu te poate lumina și pe tine? Doamne, dă-ne înțelepciune la acest lucru. Și să studiem mai mult cuvântul lui Dumnezeu.